Poliția din Mangalia, aceasta este o razie de rutină. Bă, să te sănătoși la cap, nu mișcă nimeni. Aoleu, n-am făcut nimic, n-am făcut nimic. Harry Potter, ai autorizație pentru sex? Nelu, hai să mă ajuți. Răspunde! E doar o prietenă, n-am apucat să ne conectăm mufele. Vreți să putreziți la buloma? Nu! Credeai că păcălești poliția română? Ce-ai făcut, mu? N-am nicio vină, sunt aproximativ fată mare. Obsedaților, porcilor. Băi, ești nebun? A fost fată mare? Nu, adică da, adică puțin așa. Aha, s-a dat de gol. Poate mă iertați și pe mine? Stai naibii jos, băi, cine nu respectă legea plătește. De ce nu v-ați luat autorizație de sex? O să înfundați bulău perversilor. Credeți că nu aflăm, mă? Poliția română nu doarme, băi. Băi, Fane, calmează-te că iar ne dau ăștia afară de poliție. Așa am pățit și când le-am bătut pe babele alea în piață. Ne calmăm, luăm o șpagă mică de la el și ne vedem de treabă. Mai știi ce ne-a învățat șeful, nu? Importantă e șpaga, nu amenda. Că amenda se duce la star, nu la noi. Fac orice ca să mă iertați. Bine, nu chiar orice, dar măcar nu amândoi odată, vă rog. Sau măcar fiți blânzi. Vă dau pe prietena mea, poate nu vă plac tocilarii. Tași, mă. Ascultă, băi, Victor Ciorbea. Dai șpagă 200 de euro sau o spunem apometru la bărbăție.